domeniu mai puțin privit și vizualizat de către lumea largă, respectiv oamenii simpli care în atâtea lor aduc un plus de mai bine pentru noi toți, respectiv un lucrător din cadrul ADP Gherla. Vorba de domnul Gavrilo Augustin Chețan. Gherla ne-l cunoscut de un. Despre ce este vorba? Vă spuneam, noi căutăm modele, promovăm valori. Și simplitatea, modestia, sinceritatea, hărnicia și conștiinciozitatea la locul de muncă, toate acestea sunt valori care greu se întrunesc într-o singură persoană. Puiul al nostru este un astfel de model cu care noi gherlenii ne mândrim, rotarienii l-am remarcat, îl promovăm și am dorit ca tot mai mult dintre noi să întâlnim astfel de valori. Este ceea ce se numește o stare de normalitate la acest lucru. Normalitatea după care alergăm cu toții. Deci să fim modești, să fim harnici și exemplu la locul de muncă. El nu merge la serviciu, fiindcă trebuie să meargă la serviciu. Merge ca să-și termine treaba, să-și facă treaba. Ceea ce e o mare diferență. Noi îi felicităm Rotary Club Gherla, îi oferim o diplomă cu această ocazie, sigur. Un premiu în bani și de asemenea potrivit locului de muncă, sigur că o vestă, sigur că da, să poate cinste și încă îi mulțumim pentru tot ceea ce a făcut și ceea ce face. Felicitări! Mulțumim!